Încercau, așa cum a spus în final și antrenorul Țiți Dumitriu, marea cu degetul. Începutul le aparține însă gazdelor, la fel ca întreaga partidă de altfel. În minutul 8, Răducan pasează în centru pentru Lăgătuș și capitanul roșu-albaștrilor lobează excelent până la roșu, care înscrie cu toată opoziția lui Ungurianu. ...și apărarea supranumerică a adversarilor. La 7 minute de la reluare, Steaua își mărește avantajul. Răducan centrează înalt în careu și Vlădoiu de pe linia porții îndeplinește o simplă formalitate. De lovitura de colț, Lăcătuș, Vlădoiu reia spre poartă, în gura lui Ungurianu, Prodan reintroduce balonul la bătaie, Filipescu deviază și Sabin Ilie înscrie cu un șut de la 10 metri. Cu 8 minute înainte de final, Vlădoiu dovedește că are cap și îl folosește să marcheze pentru a patra oară pentru Steaua. Era 4-0, scor cu care se încheie și întâlnirea.